În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, blagoslovit, Sfințite Părinte, ca să țin cuvânt de folos. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase și Lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Iubiților credincioși, ați auzit cu toții Sfânta Evanghelie citită astăzi. În legătură cu pilda semănătorului, nu o să insist prea mult asupra semnificației acestei pilde, pentru că ea a fost tălcuită chiar de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Sfinților Săi ucenici și apostoli. Ceea ce vreau să spun este faptul că ceea ce i-a făcut pe cele trei categorii de oameni să nu primească cuvântul lui Dumnezeu, sau dacă l-au primit unii dintre ei, a doua și a treia, nu l-au rodit în sufletele lor, n-a fost altceva, după învățătura Sfinților Părinți, și o să vedeți îndată, decât faptul că au iubit cele materiale, au iubit lumea aceasta, au iubit confortul, au iubit, deci cum spune acolo, bogățiile, s-au luat cu grijile vieții, au iubit plăcerile acestei vieți. Așa ne învață Sfinții Părinți. Și pentru că unul dintre mari Sfinți Părinți ai Bisericii, Sfântul Isaac Sirul, ale cărui scrieri legătimii Filocalia, volumul 10, vorbește foarte mult despre importanța neagoniselii pentru ca noi să putem să avem timp să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, întâi de toate să-l citim foarte mult ca apoi să fim determinați să-l și împlinim. Voi da citire din scrierile sale. Inițial am ales mai multe citate, după aia am tot restrâns din ele ca să fiu cât mai scurt. Însă să știți că învățăturile pe care le veți auzi la acest mare Sfânt Părinte al Bisericii, le găsim și la alți Sfinți Părinți de după el, care l-au citat adeseori. De aceea este atât de profund, pentru că iată și alți Sfinți Părinți de după el l-au citat. Și iată ce ne spune Sfântul Isaac Sirul. Citez. Începutul căii vieții stă în aceea ca mintea să cugete la cuvintele lui Dumnezeu și să petreacă în sărăcie, căci adăparea din acele cuvinte ajută la desăvârșirea în sărăcie, sau adăparea din cugetarea la cuvintele lui Dumnezeu îți ajută la dobândirea sărăciei, iar dobândirea sărăciei îți dă odihnă ca să dobândești cugetare la cuvintele lui Dumnezeu. Și acestea două te ajută să urci în scurtă vreme treptele întregii zidiri a virtuților. Nimeni nu poate să se apropie de Dumnezeu decât dacă se depărtează de lume. Iar depărtarea numesc nu ieșirea din ea cu trupul, ci depărtarea de lucrurile lumii. Am chiar citat pagina 36. Mă folosesc de ediția Institutului Biblic și de Misiunea al Bisericii Ortodoxe Române în 2015. Într-un alt citat, iată ce ne spune. Cuvântul despre virtute are nevoie de o inimă care se odihnește de cele ale pământului și de delincirea cu ele. Lucrurile virtuții nu trezesc gândul omului a cărui cugetare se ostenește cu grija celor trecătoare ca să le poftească și să caute să le dobândească. La pagina 41 găsim aceasta. Iată strânsa legătură dintre sărăcie, dar sigur asumată de bunăvoie, că așa dacă sărăcia vine și tu nu ți-o asumi, tu cârtești, tu nu te folosești din asta, ci te osândești. Însă când tu ți-o asumi, ea te ajută să ai timp destul pentru Dumnezeu. Într-un alt citat, Sfântul Isaac Sirul spune că citezi odată ce ai călcat porunca lui Dumnezeu, nevrând să părăsești avuția lumii, te lupți pentru alte porunci
Ai lăsat o buriană în tine și ai pornit război împotriva altora? Asta la pagina 58. Aici vrea să scoată în evidență acest Sfânt Părinte, ca de altfel cu toți Sfinții Părinți, că noi trebuie să dăm lui Dumnezeu acele virtuți care răpun patimile care există în noi, care ne țin sufletele noastre, prin care vrășmașii diavolului țin sufletele noastre. Iată un alt citat. Spune că Sfinții Părinți de aceea au născocit într-o a lor înțelepciune și au îmbrăcat ca armă neagonițială acea slobodă de multe războiri, ca astfel omul să poată scăpa prin sărăcia lui de multe păcate. La pagina 74. De fapt, lucrul acesta, cum spuneam, îl afirmă și alți Sfinți Părinți. Sfântul Ioan Gură de Aur adesea spune în scrierile sale că e bine să fii sărac pentru că ai timp pentru Dumnezeu și chiar spune că omul care este sărac mai greu la gasă vrășmașul cu armele sale. Și iarăși zice că dacă am vrea să trăim cu strictul necesar, de multe rele, zice, am fi izbăviți noi oameni, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Dar iată și un alt citat. Ce spui, omule? Oare voi să urce la cer și să dobândești acolo împărăția lui Dumnezeu și părtășia cu El și odihna fericirii de acolo și părtășia cu îngere și viața cea fără de moarte, dar întreb dacă drumul acesta e costeneală? Iată un lucru de mirare. Cei ce doresc lucrurile veacului acestuia, care se destramă, străbat valurile înfricoșătoare ale mării și îndrăznesc să pornească pe căile aspre și totuși nu voiesc să știe că există o oboseală în lucrurile acestea și o întristare în cele ce vor să le facă. Și noi ne interesăm în tot locul despre tihnă, dar dacă voim în tot timpul să pornim pe drumul răstignirii, să înțelegem că orice greutate e mai ușoară ca aceasta. Am chiar citat la pagina 124. E mai ușoară ca răstignirea. Iată și un altul. Nădăjduiește bine și înțelept în Domnul acela care nu e deloc prins de grija lucrurilor pieritoare, ci e dorit ziua și noaptea în întregime lui Dumnezeu, neîngrijindu-se de niciun lucru lumesc pentru multă îndelnicire cu virtuțile și toată preocuparea lui e îndreptată spre cele dumnezeiești și de aceea nu se îngrijește să-și pregătească mâncarea și hainele și să-și înfrumuseseze locul sălășului trupului și de toate celelalte. Căci Domnul îi va pregăti lui cele de trebuință. Aceasta este cu adevărat nădejdea cea adevărată și atot înțeleaptă. Asta la pagina 139. Vedeți că atunci când e vorba de cele materiale, nu trebuie să ne greșim prea mult de ele, că ne le dă Dumnezeu și le găsim cu ușurință. Strictul necesar le găsim cu ușurință. De aceea, Mântuitorul Hristos a văzut în Evanghelia aceea cu Marta și Maria, surorul lui Lazar, nu o sândește pe Marta pentru eforturile ei, dar nu laudă. Nu o laudă deloc. Îi spune, un singur lucru trebuie. Maria, partea aceea bună și-a ales. Apropo de ce zice aici, că trebuie să ne îngrijim întotdeauna cu cele dumnezeiești. Toată preocuparea lui e îndreptată spre cele dumnezeiești. Deci a omului care nădăjduiește bine și înțelept în Domnul. Un alt citat. Cel ce zice, am părăsit lumea, dar se luptă cu oamenii pentru o trebuință oarecare ca să nu-i lipsească ceva din cele ce odinesc, e cu desăvârșire orb. Pentru că a părăsit de bună voie trupul întreg, dar se războiește și luptă pentru mădularea lui. Mintea celui ce fuge de viața tihnită a veacului de față, privește spre veacul viitor. Iar ce legat de iubirea de agonisială e rob patimilor. Să nu socotești că numai agonisirea argintului și aurului este din iubirea de agonisială, ci tot lucrul de care atârnă voia ta. Asta la pagina 145. Dar iată ce strâns legături este și între dovedirea smereniei. Smerenia este strâns legată iarăși de starea omului în sărăcie, dar cum am spus, sărăcie asumată, nu pe care nu o dorești, tu cârtești. Iată ce spune, o idee scurtă, că cel ce iubește luxul nu poate dobândi gânduri smerite, pentru că inima se întipărește înăuntru de chipul înfățișării din afară, pagina 148. Și un altul iarăși, de aia avuții risipește-le dintr-o dată, iar de nu ai să nu cauți să ai. Curățește chilia de lucruri de desfătare și de cele de prisos, pentru că aceasta te duce fără să vrei la înfrânare, căci puținătatea lucrurilor învață pe om înfrânarea.
Când însă avem acoperire din partea lucrurilor, nu ne putem stăpâni. Asta la pagina 158. O să ziceți dumneavoastră. Stai un pic, părinte, ai pomenit acolo de chilie. E vorba de călugări aici, nu de noi, mirenii. Ei bine, nu e vorba numai de călugări. Chiar dacă Sfântul Isaxirul a scris în special pentru călugări. Însă, alți sfinți părinți au scris mai mult pentru mireni, Sfântul Ioan Gură de Aur, sau alți sfinți părinți, Sfântul Tihon de Zadonsk. Însă, ce ne spun acești sfinți părinți care au scris pentru mireni mai mult, Sfântul Ioan Gură de Aur? Spune clar, zice, între ceea ce cere Dumnezeu de la monahi și ceea ce cere de la mireni, nu e nicio diferență. Ambii trebuie să osenească în aceeași măsură, să facă cele duhovnicești, să facă toate faptele bune, trupești duhovnicești pe care le cere Dumnezeu. Și le cere în egală măsură și de la unii și la alții. Ceea ce îi distinge pe unii de alții e că unii sunt căsătoriți, dumneavoastră mirenii, monahii necăsătoriți. Însă spune Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, mirenii ar trebui în mai mare măsură, zice, să se ocupe cu cele duhovnicești. Pentru că ei stau în mijlocul ispitelor și trebuie să aibă mai multă trezbie, să aibă mai mult armament, așa zicem, duhovnicesc, din scrierile Sfinților Părinți, din toate celelalte fapte care le fac, ca să poată rezista în războiul duhovnicesc. Iată un alt citat. Precum cel ce seamănă între spini nu poate să cera nimic, așa cel ce se scufundă în ținerea de mintea răului și în iubirea de angonițială nu poate dobândi nimic, ci geme pe patul lui, pentru că nu poate dormi din pricina strângerii de bunuri. Pagina 327. Și iată acum o legătură strânsă și care arată foarte bine de ce cei din a doua categorie care au primit cuvântul Dumnezeu, sămânța semănătorului, a Mântuitorului, n-au putut să reziste. Au crezut până la o vreme, iar când au dat peste încercări, s-au lepădat de împlinirea cuvântului Dumnezeu. Iată răspunsul care ne-l dă Sfântul Isaxirul. Citezi, cel ce se îngrijește de viața aceasta s-a pierdut căzând din nădejdea prin care a pornit spre suferirea necazurilor. Pentru că grija aceasta nu-l lasă să primească necazul pentru Dumnezeu, ci îl atrage pe încetul din stăruirea în el și îl scoate din mijlocul luptei pentru viața cea fericită și face să crească în el gândul acesta până ce îl biruiește. Deci, iată, cine se îngrijește de viața aceasta, limpede, da? Grija aceasta nu lasă să primească necazul pentru Dumnezeu. De aceea trebuie, într-un alt citat, asta era la pagina 501, trebuie să știi cu din adinsul că de nu va urâ omul viața lui în lume, din dorința vieții viitoare și fericite, nu poate răbda nici de cum necazurile și durerile de tot felul pe care vin asupra lui în fiecare ceas, tot la pagina 501. Și un ultim citat din Sfântul Isaxirul. Întrebare. În ce chip taie omul obișnuința cea din tâi a lui și se obișnuiește pe sine cu viața de sărăcie și de nevoință? Ia, uitați răspunsul. Cum putem face aceasta? Răspuns. Trupul nu se înduplică să trăiască fără de cele de trebuință, cât timp rămâne legat de pricinile desfătării și moleșelii. Și mintea nu-l poate înfrâna de la acestea până ce trupul amintit nu se va înstrăina de la toate cele ce pricinuiesc strândăvia lui. Căci atunci când are în față priveliștea desfătării și a lucrurilor și vede aproape în fiecare clipă pricinile moleșelii, se stârnește în el pofta lor fierbinte și aceasta la atâță de parcă l-ar arde. De aceea, cu multă dreptate, Mântuitorul a poruncit celui ce s-a hotărât să-l urmeze să se golească de toate și să iasă din lume, pentru că mai întâi omul trebuie să arunce pricinile moleșelii de la el și apoi să se apuce de lucru. Și însuși Domnul, când a început să se lupte cu diavolul, s-a luptat cu el în pustiul cel mai uscat, am chiar citat la pagina 501-502. Am dat mai multe citate, deși sunt mult mai multe, ca să vedeți că una din ideile de bază din scrierea Sfântului Isaxirul, din cartea aceasta, care face obiectul în Teocalii 10, este aceasta. A fugi de iubirea de agonițială, de iubirea de cele materiale, de bogății, de grijile care le implică strângerea bogățiilor și ceea ce trebuie să ai ca să te bucuri de plăcerile vieții. Și
ca să vedeți că și pentru a răbda până la capăt, pe calea mântuirii, tot aceasta te ajută. Iubirea de neagoniseală, sărăcia, asumată, cum spuneam, de bunăvoie. Însă să știți că, așa cum gândește Sfântul Isaac Sirul, gândește și ceilalți Sfinți Părinți ai Bisericii. Cum spuneam Sfântului Ioan Gurdeaur, dacă îl citiți, o să vedeți acolo, de câte ori un alt înslăvi sărăcia. Ea nu este o virtute în sine dacă, deci pot să fie și săraci care cârtesc, dacă cel care e sărac nu și-o asumă. Însă mai ușor te mântuiești dacă ești în sărăcie decât dacă ești, ai bogăție. Chiar spune undeva Sfântul Ioan Gurdeaur și vă spuneam altădată că dintre doi oameni care ar avea virtuțile asemenea, în aceeași cantitate, dacă se mântuiesc, să zicem că sunt doi sfinți, cel care a fost mai sărac are un loc mai înalt în Împărăția Cerurilor. Iar dintre doi oameni care zicem că au păcate asemenea, și în ceea ce privește cantitatea, dacă se pierzi, se duc în iad, cel care a fost sărac se duce mai sus. Deci, iată, sărăcia te ajută la mântuire, așa cum nu te ajută de cele mai multe ori bogăția. Sigur că ea nu e în tine un rău, dar să o poți duce, să te mântuiești, să o duci așa cum au dus-o cei care s-au mântuit, patriarhii Vechiului Testament și toți oamenii cu viață sfântă care s-au mântuit. Apropiindu-mă de sfârșit, poate v-a spus vreodată întrebarea de ce oare majoritatea semnilor noștri nu s-au îngrădit de erezie ecumenistă. Ba, poate unii dintre ei noștri încă care s-au îngrădit, nu cu totul îngrădiți, pentru că mai simpatizează și cu ecumeniștii. Ei, să zicem așa, mai ales când e vorba de celele mormântării, mai face ce face și ca să nu se strice nici cu preotul satului, mai se duce o leacă mai departe, așa, mai la slujbă, la pomeniri, la stă afară, mai nu știu ce. Și iarăși, de ce cei mai mulți dintre noi, ca să nu zicem toți, cu toate că ne-am îngrădit de erezie, nu ne-am îngrădit de patim. Sau ne-am îngrădit cumva. Luptăm să ne izbăvim de ele, dar totuși suntem încă destul de tare ținuți de ele și în special, cum spuneam, de iubirea de cele materiale care cum ați văzut acolo la Sfântul Apostol Pavel, în epistolele sale, iubirea de argint este rădăcina tuturor relilor. Pentru că n-am făcut în toată viața ceea ce trebuia, așa cum spunea Sfântul Isaac Sirul în chiar primul citat care l-am dat din trânsul. Adică n-am încercat să trăim în sărăcie ca să avem cât mai mult timp să cunoaștem voia lui Dumnezeu, să citim acei sfinți părinți care vorbesc în special pentru patimile noastre de căpetenie și să-i citim de atâtea ori încât să îi și punem în faptă. Asta este o cauză, cu siguranță una din cauzele pentru care se întâmplă lucrul acesta. Îmi spune odată un părinte, măi, dar nu e mănăstire, avem multe părinți, monași, era unul la bibliotecă, era unul acolo, o citit foarte mult și totuși nu s-a îngrădit. Păi a citit, dar n-a citit tot ce trebuia citit. Adică și în legătură cu erezia, să vezi în destul cum trebuie să lupți și să o observi. Și de aceea a rămas neîngrădit. Pentru că, așa cum spunea Sfântul Ioan Gurdeaur într-una din scrierile sale, din tălcurile la epistolele Sfântului Apostol Pavel, degeaba știi multe dacă nu știi ce trebuie. Poți să le știi pe toate, dar nu știi o chestie care este foarte importantă. Este foarte importantă pentru mântuirea sufletului tău. Să dea Dumnezeu să luăm aminte și să ne asumăm sărăcia, să dorim să avem strictul necesar. Noi zicem că suntem în vremuri de prigoană, nu? Și suntem. Suntem. Nimeni nu poate nega asta. E o prigoană mai prefidă ca altele de altă dată. Sigur, ea va crește în intensitate și în durere, în violență, în toate celelalte. Dar cu toate acestea, iată că noi ne purtăm, noi îngrădiți de zi, ca unii care trăim în vremuri de pace, de prosperare, ortodoxie, triumfalism ortodox, așa cum este prezentat de ecumeniști. Ori nu se poate așa. Nu ai cum, nu poți, a văzut aici acest Sfântul Isaac Sirul, să poți să reziști pe calea mântuirii atât timp cât ești foarte legat de cele materiale și în special de confort. Te izolezi undeva ca să fii mai
mai puțin expus, mai cu tare, dar totuși acolo trebuie să ai tot confortul. Și zici tu, băi, dacă acum a put, când nu s-o putea, nicio problemă. O să cadă electricitatea, o să cadă aia, nu o să poți să cumpăra motorină sau benzină ce trebuie pentru generator sau ce știu eu, panouri, celelalte. Însă totuși suntem foarte legați. Și să știți noastră că dacă noi nu ne obișnim de pe acum cu un trai cât mai ascetic, nu o să ne obișnim nici pe viitor. Pentru că așa cum spun Sfinții Părinți, cel care nu e credincios în cele puține, nu va fi credincios nici în cele multe. Închei citându-l iarăși pe Sfântul Isaxirul și zicând, fie să ne învrednicim de aceasta, de comunia cu Dumnezeu, prin rugăciunile preasfintei stăpânii noastre, născătoare de Dumnezeu și Purtăficioarei Maria, și a tuturor celor ce în sudoarea nevoinței lor au plăcut lui Hristos, că lui se cuvine slava, cinstea și închinăciunea împreună cu începătorul său părinte și cu împreună veșnicul cel de ofire și de viață începătorul Duh, acum și în vecii vecilor. Amin. Amin.